dragilor. Detectiv, mă numesc detectiv, sunt și astăzi am aflat chiar de la o vecină îndrăgitei artiste, Maria Constantin, cum că ar locui în zonă. Ei bine, am săpat și multe dezvăluiri am aflat. Și cum se merge la casă nouă, am achiziționat și două scăunele, pentru că vom discuta ca două prietene la o cafea. Asta dacă o vom găsi acasă. Haideți cu mine să vedem despre ce e vorba. Acum o să vorbesc cu ăsta, că nu puci. Wow, bună ziua, Maria! Da, bună ziua, da, bună ziua, da, poftiți! Ia zi, ce e cu norocul ăsta să mă nimeriți și unde m-am mutat? Deci, unde m-ați găsit voi și cum m-ați găsit? Habar n-am dat. Uite, la casă nouă să știi că se vine cu un suvenir, eu s-am luat două. Mulțumesc! Poate să le folosești pe terasă, să știi că o să-mi fie de folos, că momentan nu prea am mobil. Și două cafele, am găsit un expresor jos la magazinul alimentar. Bye. Și mulțumesc, da, poftiți, haideți! Maria, trebuie să desfacem scaunele acestea, suvenirurile cu care eu am venit. Deci, chiar te rog, te rog, ajută-mă. Sigur, una al meu, una al tău. Deci, ai o bucătărie superbă. Mulțumesc frumos, dar uite, mai lipsește lucra, mai sunt multe de chestii. Eu aseară am ajuns. Și detaliile la urmă, noi îți mulțumim că ne-ai primit aici la tine. Eu mulțumesc pentru cadou. Stai că să nu stric ceva, poate le știu. Să nu le lăsăm astea prăștiate. Peluța. Poți să mă așez, ne facem comode, nu? Perfect. O să fie de neuitat, să știi, interviul de astăzi. Pentru că trebuie să ne simțim comod, confortabil în apartament. Să știi că după două luni de zile în care n-am mai apărut absolut pe niciunde, fiindcă n-am mai avut cum, îți dai seama că sunteți primii cărora le dau acest deci e o premieră. Mai nu degeaba mă numesc detectiv, înseamnă. Îmi face o bucurie deosebită, dar vreau să spun în primul și în primul rând să stăpânești sănătoasă locuința. Mulțumesc, mulțumesc frumos, Doamne ajută. E cel mai minunat lucru dintre toate celelalte, după munca profesională, să ajungi să te realizezi atât de bine. Și acum ți-aș pune întrebarea, ești fericită, împlinită, satisfăcută de tot ce ai realizat? Sunt fericită și împlinită, bine, îți dai seama că orice om visează la mult mai mult. Dar, na, le facem așa, ușor, ușor. Îți dai seama că îmi doresc mult mai multe. Na, așa e omul. Când în momentul în care obții ceea ce ți-ai propus și ceea ce mai ți-ai vrei. Dorit, mai vrei și altceva, îți mai vine în cap ceva, știi? Și că a contribuit foarte mult și puterea gândului la realizarea aceasta ta de a-ți achiziționa un apartament. Adică ți-ai propus cu ani în urmă sau într-un moment al vieții să zici, mă, poate să-mi iau casa mea, adică... Te-ai gândit la lucrul ăsta sau crezi că a venit așa inopinat? Nu, m-am și gândit la lucrul ăsta, dar într-adevăr a fost și o oportunitate pentru mine, adică s-a evit așa, am zis, zic, haide, chiar dacă trecem prin perioada asta mai grea, am zis totuși să fac niște eforturi, fiindcă mă gândesc la copilul meu și îți dai seama că tot mai o să e. Da, bun subiect pe care îl abordăm și vom dezvolta, dar spune-mi, cum e sentimentul acesta de acasă? Și cum ți-a fost ție totuși să ajungi la realizarea aceasta atât de mare? În condițiile în care poate ai căutat liniște, știind că ai avut în trecut, iată, două căsătorii. N-aș spune eșuate, cât neapărat că ai ieșit cu două divorțuri din viețile pe care poate te-ai gândit că îți vor fi până la sfârșitul zilelor. Da, cred că orice om, în momentul în care se căsătorește, se gândește că va fi până la sfârșitul vieții. Însă, iată că la mine n-a fost așa. Nu, la toată lumea este viața așa... curge ca o apă lină. Eu cred că la nimeni nu e. Eu nu cred lucrul acesta, dar ce să zic, lucrurile cred că au mai și evoluat și oamenii nu mai sunt dispuși să mai accepte atât de mult, adică nu mai trăim pe vremea bunicilor noștri. Chiar dacă mama cu tatăl meu au fost căsătoriți până ce tatăl meu a plecat dintre noi și au avut o căsnicie atât de lungă și atât de frumoasă, lucrurile nu mai stau așa în zilele noastre. Adică nici femeile nu mai sunt că, nu știu, nu neapărat să accepte multe, că până la urmă... Faci compromisuri, dar fiecare om știe are o limită și atunci în momentul în care ai depășit limita respectivă este mult mai... mult mai greu. Îmi place răspunsul pe care mi l-ai dat și ți-aș pune întrebarea acum dacă ești mai înțeleaptă pentru că ai avut aceste două căsnicii pentru că avansezi în vârstă? Să știi că orice om în momentul în care mai înaintează în vârstă, e normal să fii mai înțelept pentru că treci prin anumite momente din viață mai grele, mai frumoase, mai, nu știu, care de fapt viața te educă.
Și de asta este și vorba aia, că ce n-aș da să am anii de atunci și mintea de acum. Așa da. Este. Adică... Maria, dar te-au schimbat sau ai rămas dezamăgită sau te-ai gândit că ai fost mai ghinionistă pentru că s-a întâmplat până în prezența aceste două sorți? Să știi ți-ai că... pus întrebarea asta vreodată? Mi-am pus întrebarea asta de nenumărate ori. Dar cel mai important este că am învățat de la viață, că exact ce spuneam, în momentul în care înaintezi în vârstă, încep să devii mai înțelept și să înțelegi oarecum viața asta, cum este făcută. Și am învățat că nu trebuie să mai am așteptări de la oameni, că în momentul în care nu mai ai așteptări, nu ai de ce să fii dezamăgit. E foarte simplu. Să știi că ești un om optimist, iar domeniul acesta, dacă vrei, sau punctul acesta despre dragoste, tu nu l-ai abordat niciodată. A fost o situație mai particulară, dacă vrei, și nu te-ai expus în fața publicului cu viața sentimentală, chiar dacă media, asta spun, media tot încercat să afle de la tine da. Lucrurile astea, dar le-ai păstrat probabil. Bine. Sau le-ai ținut de domeniul trecutului. Nu de domeniul trecutului, dar consider că viața mea personală este viața mea personală, pe care știu, nu știu, copilul meu, mama mea, tatăl meu nu mai este printre noi, dar vede de acolo de sus. Adică nu cred că trebuie să-ți împărtășești toate experiențele de viață personale despre familia ta cu toată lumea. Pentru că unii oameni oricum vor vorbi la nesfârșit. Și eu cred că nici nu este atât de bine, pentru că oamenii în ziua de astăzi poate se bucură pentru o realizare a ta sau nu. Poate nu. Și atunci eu cel mai bine păstrez lucrurile pentru mine, n-am ieșit în față decât cu ceea ce am realizat strict profesional. Și apropo de asta, o să vedeți multe piese în următoarea perioadă. E, deci pregătești și proiectul. Da, pentru că am muncit foarte mult. Acum am fost pe litoral, am avut evenimente pe la terasă, adică am încercat cât de cât să nu pierd contactul de tot cu ceea ce fac. De fapt, asta este meseria mea și îmi pare rău că trecem printr-o perioadă atât de dificilă, fiindcă consider că noi, artiștii, în general, am fost afectați nu mult, foarte mult. Și atunci am încercat să, nu știu, să îmbin utilul cu plăcutul, în același timp să nu-mi pierd îndemânarea în ale cântatului. Dar, na, totuși să merg și la mare, să mă mai și relaxez. Să îmbin utilul cu plăcutul, exact. Așa cum ai zis. E drept că, uite... Totuși, partea aceasta profesională ți-a adus satisfacții foarte mari, ai evoluat foarte frumos. Tocmai asta este problema, știi, că nu știu decât să cânt. Ți-ai îndeplinit visul de a-ți achiziționa și locuința ta. Ce crezi că îți mai lipsește în prezent ca să întregești tabloul perfect? Păi nu, să știi că această locuință este provizorie. Adică mă gândesc să stau aici câțiva ani până ce va fi gata proiectul pentru casă și alte cele ce am, de fapt, casa visurilor mele, deci, pe care eu o vreau. Nu este, da, nu este neapărat această casă, acesta este decât un apartament. Îmi doresc o casă la țară undeva, în liniște și pace, unde să nu fiu decât... Deci asta ți-ar mai lipsi. Da. Și pentru că tot ai spus o casă la țară, nu știu, în căsuța aceasta pe care o ai, provizoriu, cum ai spus, că apartamentul cumva rămâne sau poate și pentru da. Băiat, te-ai gândit să-ți construiești un loc sau să-ți aduci obiecte care te leagă de casa părintească? Sau consider că, nu știu, nu se potrivește ambientului pe care tu l-ai creat? Păi cred că tocmai de aceea îmi și doresc o casă, o casă pe pământ, o casă cu un teren, pentru că părinții mei, casa părintească de fapt are curtea de vreo 4.000 de metri, adică e foarte mare, știi? Și tot timpul am trăit unde spațiu verde, cu pomi, cu... Adică știu când îmi deci, pomi. Totuși te dai seama că totuși te legi de amintiri. Rădăcina, știi, spune cuvântul, fiindcă e normal, am crescut la țară, recunosc. Și știi simți cum e vorba aia de la țară, vin și domnii. Da. Și uite că, fără poate să spun eu întrebarea asta, ai ajuns la concluzie și ne-ai dat răspunsul automat că nu neapărat trăiești din amintiri, dar te leagă multe lucruri din copilăria ta. Îți dai seama că am multe amintiri din copilărie și este atât de drag, mai ales când mai vine și sora mea din Italia, că îți dai seama, acum suntem împrăștiați, unul la București, unul la Târgu Jiu, sora mea în Italia, mama săraca la Vâlcea, adică suntem toți... Mai reușit să vă întregiți ca familie de sărbători? Asta sau pe perioada anului? Că atunci când ne întregim familia și când ne întâlnim, e un sentiment
nu știu, unic, care nu se compară cu absolut nimic. Fiindcă mie îmi place acasă, mă simt bine cu familia mea, mă simt în sânul familiei. Știu că sunt răsfățată, mă duc acolo, îmi gătește mama ce vreau, dacă este mami, te ajut la ceva, nu, știi, măcar îi spun, nu neapărat ca și îi ajuta-o, bine, mai ajuta. Nu atât de mult, pentru că îți dai seama, când ajung acasă, mama, cum e mama, să facă toate poftele. Maria, tu, cu siguranță cel mai important bărbat din viața ta este chiar fiul tău, Codruț. Da. Pentru că te-ai mutat în această locuință, te-ai gândit să-i, nu știu, să-i creezi mai multe oportunități sau șanse de viitor și să locuiască cu tine în această locuință? Sincer, după atâția ani de când am venit în București, în prima fază mi s-a părut un oraș destul de aglomerat, într-adevăr, cu foarte multe posibilități, dar oricum îmi doream să vin aici, să reușesc din punct de vedere artistic și atunci, apoi ulterior să mă retrag undeva, dar am înțeles pe parcurs că într-adevăr este orașul, capitala tuturor oportunităților, mult mai multe uși deschise și atunci m-am gândit că asta este de fapt viitorul pe care vreau să-l clădesc fiului meu. S-ar vedea și el, clar, nu știu, mutat la capital aici, dacă mama iar drumul apar. Da, și... da, își dorește și asta cu siguranță, la facultate va veni aici. Cum îl vezi peste 10 ani pe fiul tău, Codruț? Doamne, nu mă întreba, că când a făcut anul trecut 10 ani, anul ăsta face 11 ani, chiar acum în septembrie. Deci anul trecut, când în momentul în care am plinit 10 ani, a fost un șoc pentru mine. Adică n-am stat să calculez, știi, a fost 5 ani, 6 ani, 7 ani, nu mi se părea că e atât de mare. Dar în momentul în care a făcut 10 ani, zic, Doamne Dumnezeule, când au trecut 10 ani? 10 ani de când l-am adus pe lume și mai ales că mă gândeam în mintea mea, zic, mai sunt doar 8 ani și trebuie să-i fac majoratul și să iau mașină. Că te-ai gândit să mai ai un copil, Maria? Adică ți-ai mai dori, dacă ai întâlnit, da, desigur, persoana potrivită? Da, mi-aș mai dori un copil, pentru că visul meu era să am mulți copii, da. Între timp s-a mai scăzut. Și de unde crezi că nu va trece planul acesta pe care tu ți l-ai făcut mică fiind copilă? Nu se va întâmpla pe viitor această dorință ta? Păi, Doamne ajută, dar asta mai, se știe că mai ține și de Dumnezeu și știu că eu și până să rămân însărcinată cu fiul meu, cu Codruț, am avut ceva probleme și atunci doar cu tratament am reușit să rămân însărcinată. Așa că... Deci Dumnezeu te iubește. Crezi în divinitate? Da, chiar cred în divinitate și să știi că de câte ori am trecut printr-un moment așa greu în viața mea, parcă cineva, știi, am simțit eu că mă iubește de acolo de sus și tot rău a fost spre bine. Adică exact pe sistemul ăla, un șut în fund, 10 pași înainte. Mă uimește pozitivismul, tocmai de aceea am abordat subiectul acesta și chiar mă bucur. Da, pentru că să știi că orice lucru în viața asta se întâmplă cu un scop. Și ulterior, dacă atunci pe moment mi se părea vai de mine, ce nenorocire, ce vai de mine, disperarea aia, probabil în situația în care eram, nu știu cum ar fi reacționat mulți sau dacă ar fi rămas totuși echilibrați. Păi tocmai de asta te-am îndrăgit și e o legătură cu Dumnezeu. Da. După ce a trecut, mi-am dat seama, zic, uite, Dumnezeu mă iubește, pentru că dacă nu mă iubea, puteam să procedez altfel, să fie altfel ecuația și să rămân și să fiu mult mai rău. Dar tot rău a fost spre bine și tot timpul am avut de învățat, pentru că a fost o lecție de viață, orice experiență, deci, e o lecție de viață. Deci, prin răspunsul tău, concluzionez că ai avut și dezamăgiri și ai și suferit din dragoste. A, mult. Foarte. Mulți dintre telespectatori și nu numai apropiații noștri poate devin mai introvertiți și spun, odată ce e la televizor, odată ce are o carieră frumoasă, iată un soț care iubește și vezi peste an totuși că s-a terminat povestea de dragoste. Se gândesc că poate dumnealor nu se întâlnesc cu povești din astea sau că artiștii nu se întâlnesc cu greutăți. Și uite că noi chiar contrazicem acest subiect. Poate chiar au mai multe încercări. Bine, eu cunosc artiști, asta ce nu se știe la televizor, dar mă rog, știu foarte mulți artiști și din, nu știu, generația de aur, cum îi spun, care au avut o viață destul de tumultoasă și nu s-a mai discutat și n-au fost viețile lor personale expuse ca pe tapet, cum este în ziua de astăzi. Dar nu sunt singura care a trecut prin experiența asta. Îmi seama că viața noastră este mult mai tumultoasă pentru că mai tot timpul ești pe drum. Este foarte greu să găsești pe cineva care să-ți fie alături. Este foarte greu să găsești pe cineva care să nu fie gelos. Să-ți înțeleagă meseria până la urmă. Și mai ales nopțile pierdute, vii, ajungi dimineața acasă, ești obosit. Categorii nu mai ai randamentul ăla atât de bun, ca și cum ai dormi o noapte întreagă.
Dar e foarte greu să găsești pe cineva care să-ți înțeleagă meseria și să-ți accepte, să te accepte așa și cu bune și cu rele. Că până la urmă suntem oameni, niciunul nu este fără de greșeală sau fără de pată. Acum, că, nu știu, facem lucruri minore sau lucruri, nu știu, majore, da. Exact, lucruri majore, care nu mai pot fi iertate, asta e partea a doua. Dar, nu știu, am considerat că tot timpul mi-am dorit atât de mult o familie, probabil și de asta poate nu mi s-a întâmplat până acum, dar mi-am dorit foarte mult o familie, mi-am dorit să am copii, mi-am dorit pentru că asta am văzut la părinții mei. În căsnicia care a rezultat, iată, un copil, cel mai important bărbat din viața ta, cum am spus, Codruț, cu siguranță și tu ai făcut compromisuri ca familia să meargă înainte și să o salvezi, pentru că îți doreai foarte mult. De fiecare dată am făcut compromisuri și mai ales că în prima căsnicie era vorba și de un copil la mijloc. Și foarte multă lume spune că ai renunțat prea ușor. Nu, oameni buni, a fost o căsnicie de 7 ani de zile. Adică, totuși, am observat că lucrurile n-au mai mers, am ajuns de comun acord până la urmă că lucrurile nu o să meargă bine dacă continuăm pe drumul acest drum împreună. Lucrurile acum s-au liniștit, mulțumesc lui Dumnezeu, și nu am de ce. Adică, chiar nu-mi place și n-am vorbit niciodată urât despre, nu știu, oamenii lângă care am petrecut o perioadă frumoasă, chiar și dacă au apărut, uite, vorbim că na, nu vreau să o iau așa pe ocolite și așa mai departe, dar unii au mers la televizor, m-au făcut harcea-barcea, niciodată n-am ieșit să vorbesc de rău persoanele respective. Asta e gând de apreciat. Asta ar fi însemnat că eu mă înjosesc și sunt fix la fel, pentru că în momentul în care te duci și îți expui așa lucrurile pe tapet, spui ce s-a întâmplat din casă, nu știu, mi se pare un lucru rău. Și nici nu știu până la urmă unde e adevărul. Exact. Și oamenii oricum vor crede ori pe el, ori pe mine. Adică oamenii oricum se împart. Și inclusiv prietenii ți se împart. Adică e un lucru, în momentul în care m-am despărțit. Se triază de fiecare tot. Dată, da. Deci totul se triază și se împarte la jumătate. Sau poate, mai bine spus, trei sfert. Și pentru că ai spus de împărțirea prietenilor, rudelor, apropiaților, crezi că după asta a fost iarăși în favoarea ta să descoperi oamenii de calitate care ți-au rămas clar, alături? Clar. Uneori rămăsesem decât cu vreo doi oameni în care aveam încredere. Adică, dar totuși am preferat să stau în umbră și să nu spun, pentru că nu mi-a plăcut niciodată să vorbesc despre oamenii lângă care am petrecut o perioadă frumoasă la început, după care au urmat și alte lucruri mai puțin frumoase, dar nu mai contează. Lucrurile s-au petrecut între mine și persoana respectivă. Nu are și doar pe voi va primi. Trăim în trecut. Eu trăiesc în prezent și mă gândesc pentru viitor. Ce perspective am, ce pot face de acum înainte. Niciodată nu trăiesc în trecut. În trecut, ok, trecutul a fost așa cum a fost. Nici nu aveam mintea de acum să știu să gestionez altfel situațiile. Acum asta e. M-am mai maturizat, să zic că nu aș mai accepta multe lucruri chiar de la bun început. Pe care le acceptam. Exact, pe care le-am acceptat. Dar pentru că vorbești de prezent, de viitor și perspectivele pe care le ai, iubește Maria Constantin în prezent? Este îndrăgostită? Nu. Iar alte întrebări. Nu mai zic nimic, și dacă zic și că sunt îndrăgostită și că nu sunt, oricum se interpretează la un moment dat, fii atentă. Păi și Maria, te interesează ce spune lumea? Păi tocmai de asta, nici nu trebuie să știe lumea. La un moment dat, tot era presa atât de, nu știu, curioasă. Dom'le, nu mai apărea nimic, nu apăream cu nimeni, nu. Deci vreau să afle dacă sunt cu cineva. Și la un moment dat, nu știu, am postat o poză de la un videoclip. Chiar, uite, îl salut pe Cosmin Man, cu el l-am filmat. Se numește Scrisoare de Dragoste. Și la un moment dat aveam niște fotografii în telefon. Și merg eu la o emisiune, la un post de televiziune și era un astrolog, un domn acolo care tot îmi prezicea și cu numerologia și nu cred deloc în din astea, adică pe mine mă depășește, suntem două limii paralele. Și la un moment dat îmi spune că nu, știți ceva, trebuie să aveți tot timpul pozele, când le poza să aveți verde în spate, să fie cu verdeață, că o să-ți poarte noroc. Și îți dai seama că la Caterinca, voi, pac, postez pe Instagram, era o poză cu respectivul Alexandru Constantin cu care filmasem videoclipul. Dar nu se vedea decât mâna, adică era gen o poză așa. Gata, ați găsit iubit, nu? Da, și am zis, zic să fie verde, că așa mi-a prescris astrologul. Și îți dai seama că de aici, dar cine, a cui este mâna? Și era piesa de fapt destul de veche, că oamenii o văzuseră, adică știau despre ce videoclip e vorba, după ținută, după tunsoare, după tot, înțelegi?
A, bineînțeles că a apărut știre nouă, deci nu, de asta nu mai zic nimic, nu trebuie. Păi Maria, să dar știe, poate nu vrei să ne spui numele, dar totuși ne spui dacă ești împlinită, tu sufletește că iubești. Credeți-mă că și dacă o să mai fac vreodată nuntă, presa nu va afla. Adică o să fie totul pentru mine și atât. E, poate ți-e teamă și pentru faptul că ai zis, domne, am avut două divorțuri, dacă nici relația asta nu va merge, ce o să zică lumea? Sunt alte femei care au 5 divorțuri. Păi, tocmai, eu nu cred că are o legătură asta și vrei să spun, după fiecare divorț, eu sunt convinsă că tu ai avut niște lecții de învățat și nu, niciun om nu cred că mai pleacă așa cu capul înainte, fără să se gândească de 10 ori, cum ai spus de altfel. Da, nu, dar mai este și un alt aspect pe care, nu știu, probabil oamenilor care îl ascultă acum și când o să spun explicația asta, o să li se pare că este aiură. Păi frate, când te lovește dragostea, asta cu dragostea nu prea mai există în zilele noastre. Eu tot timpul am căutat cu persoana cu care stau și înțelegere, care este lângă mine, trebuie în primul rând să-l iubesc, să mă iubească și să existe respect. Dacă aceste trei lucruri nu există, înseamnă că nu există, nu este o relație închegată și clar nu va dura. Deci, unul dintre trei aspecte din astea îmi lipsea de fiecare dată. Deci nu a fost pe deplin, de asta cred că tabloul n-a fost perfect. Da. Maria, că tot ai spus de dragoste, care e iubirea ta cea mai mare, nu știu, pentru carieră? Ce-i trebuie inimii tale ca să aibă satisfacerea aceasta absolut, satisfacția absolut? Nu, trebuie să le am pe toate eu. Eu mă mulțumesc cu puțin. Deci nu te mulțumesc cu puțin, de ce? Pentru că și în carieră, chiar dacă am scos piese, oamenii mă știu, dar eu tot timpul îmi doresc să evoluez, să fac mult mai mult de atât. De asta, nu știu, cred că am fost printre primele artiste de folclor, sau mă rog, oamenii știau că sunt de folclor, pentru că eu am făcut muzică clasică înainte, am făcut altceva. Tocmai de aceea, nu știu, am încercat să fac și altceva. Am înregistrat piese într-un alt stil, într-un stil balcanic. Ulterior m-am înscris la facultatea de canto clasic. Acum sunt și profesor de canto clasic. Ai adică avut o perioadă în care cochetai și cu partea aceasta a creațiilor vestimentare, știu. Da, adică am încercat să fac mult mai multe, să-mi depășesc limitele și să ies un pic din zona mea de confort. Dar dragostea ta muzică, da? Mare va rămâne pentru cântec. Categoric, categoric. Și cred că asta este și pe plan personal, pentru că mi-am dorit, nu știu, perfecțiunea pe care am văzut-o la părinții mei. Și atunci tot timpul am căutat, știi cum e, că tot timpul fetele caută bărbatul ideal, precum este tatăl. Da. Cred că asta s-a întâmplat la mine, fiindcă mi-am dorit foarte mult respectul care era între părinții mei. N-au fost certuri între părinții tăi, n-au fost jigniri? Cu siguranță au mai existat certuri și la ei. Aș fi absurdă să mint și să spun ceva ce nu este adevărat. Dar lucrul pe care l-am apreciat este faptul că niciodată nu se certau de față cu noi. Adică lucrurile astea, problemele erau. Și iată că vorbim de ani în urmă. Exact. Și chiar am și întrebat-o pe mamă, zic, dar tu cu tata, mai ales după ce, mă rog, tata nu mai era printre noi, mi-a zis, dar tu cu tata totuși nu te-ai certat niciodată? E, mamă, dar nu știți voi, și a început de a pentru că încerca să nu vă facă pentru să suferiți exact, voi. Exact, și lucrurile astea le-au ținut departe de noi și iată că eu consider că am avut o educație bună și toată lumea spune cu care mă întâlnesc, oamenii văd, nu știu, o imagine la televizor, dar toată lumea care mă cunoaște și știe cum sunt eu ca și om, îmi spune, băi, ai mult prea mult bun simț, că lumea în zilele noastre trebuie să ai mai mult tupeu, să fii mai tupeistă, să nu te bagi. Să... Eu nu pot să fiu așa, eu recunosc că tot timpul am fost moale, dar și ai avut de pierdut? Schimb, am avut de multe ori de pierdut, să știi. Pentru că trebuie să încheiem acest material care mi-a adus multe beneficii, dacă vrei, spirituale, prietenește vorbind. Încă o dată mii de felicitări pentru realizările tale de până acum și să le ai în continuare. Trei dorințe de viitor pe care Maria trebuie să le împlinească. Păi, cred că multe din ele ți-am spus. Îmi doresc o casă, nu casa asta, o altă casă pe care vreau să o construiesc așa cum vreau eu, nu vreau să cumpăr, nu. Vreau să o construiesc eu de la zero. Îmi doresc atât pentru mine cât și pentru fiul meu să reușească, să fim sănătoși. Și în rest, să știi că dacă ai lucrurile astea, sănătatea e cea mai importantă. Și poate, de ce nu, o familie. Așa cum ai spus încă de la început. Da.
Maria, îți mulțumim. Îți mulțumim din suflet și îți dorim din... Și acum îți dai seama că putem să spun mai multe, dar trebuia, ar fi trebuit să-ți iei, nu știu, camera de filmat și vreo o săptămână, pentru că aș avea descris vreo 3 romane cu viața mea de până acum, dar lucrul acesta probabil o să-l fac la bătrânețe când o să fiu. Să știi că ești dispusă să te ascult, Maria, și atunci... Atunci vom merge amândouă așa ca două... Știi cum e cu partea și experiențele. Da. Mulțumim, cu mare drag. Cu mare drag. Ei, dragilor, și după discuția aceasta la o cafea, acasă la Maria Constantin, am tras o concluzie care chiar îi se potrivește. Nu sunt ceea ce mi s-a întâmplat, sunt ceea ce am ales să devin. Da!